Focar de antrax în Moldova. O adolescentă din județul Botoșan este suspectată și se află sub tratament de specialitate, a anunțat prefectul Dan Șlincu, într-o ședință a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. Potrivit acestuia, tatăl tinerei este și el suspectat de antrax și se află internat de vineri la secția de boli infecțioase a Spitalului Județean de Urgență Mavromați. Epidemiologul Irina Alecu de la Direcția de Sănătate Publică a menționat că starea ambilor pacienți este bună. Aceștia aflându-se în spital sub tratament de specialitate. Pacienții sunt într-o stare clinică bună, reacționează bine la tratament antraxul este o boală vindecabilă prin terapie corectă și prin urmarea tratamentului. Informațiile ne-au parvenit recent când Spitalul de Boli Infecțioase ne-a anunțat că este un bărbat care ar prezenta semne de antrax. Drept urmare, noi am alertat toate unitățile conform procedurilor, ne-am deplasat în teritoriu pentru a evalua familia și contactii. Fica domnului a fost internată pentru că prezenta și dumnea ei o leziune la nivelul mâinii a afirmat Irina Alecu. Autoritățile sanitare așteaptă rezultatele analizelor de laborator efectuate la Institutul Cantacuzino din București pentru a confirma sau infirma cazurile de antrax de la Flondora. Conform Agerpres, reprezentanții DSP și ai Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor s-au deplasat deja în localitate pentru a lua primele măsuri de siguranță în astfel de cazuri.